Partener al emisiunii Starnet, viitorul începe cu tine. Stimați concetățeni, suntem în perioada electorală pentru alegerea președintelui țării. Potrivit codului electoral, aceasta începe în ziua aducerii la cunoștință a datei alegerilor. Data alegerilor a fost anunțată încă pe 1 aprilie. Știm că ele ar urma să aibă loc la toamnă, pe 30 noiembrie. În rest, știm prea puține pentru a spera că vom avea alegeri libere și corecte. Problema e că Parlamentul nu a adoptat încă modificările necesare la codul electoral. Nu știm nici cine va administra organizarea alegerilor. Doar mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale a expirat, iar noua componență a Comisiei nu a fost încă aprobată. De aceea, nu putem ști care este calificația majorității viitorilor membri ai Comisiei Electorale Centrale. Este doar o parte din lucrurile pe care ar trebui să le cunoaștem de principiu, dar nu le știm. Ceea ce știm cu certitudine este că lupul păruș schimbă iar năravul ba. Iar năravul lupului despre care vorbim este de a ne lua pe noi, pe cetățeni, prin surprindere. Asta pentru a ne prinde nepregătiți de manevrele lor și de a ne pune în fața faptului împlinit. De aceea, chiar dacă modificările la codul electoral au fost adoptate de principiu în prima lectură, nu putem fi siguri că în lectura finală acestea nu vor fi schimbate că aceste temeri sunt întemeiate, ne -o demonstrează și îngrijorarea publică a partenerilor noștri de dezvoltare, care au invocat exact argumentul respectiv, deși cu alte ocazii. De obicei, guvernanții noștri prezintă un concept bun pentru adormirea vigilenței cetățenilor, partenerilor și instituțiilor specializate. Iar în lectura finală introduc schimbări care modifică esențial conceptul. Vreți o dovadă în plus că anume așa este? E simplu de tot. Acest lucru ne îl confirmă chiar hotărârea Curții Constituționale care a anulat reforma constituțională din 2000 anume din acest motiv. Deci, întrebarea legitimă a cetățenilor ar fi: când vom avea varianta finală a legei electorale pentru alegerea președintelui? A doua întrebare este: când guvernarea va adopta legea bugetului, ca să vedem cum vor fi finanțați principalii agenții electorali, partidele de la buget. Întrebarea respectivă este importantă atât pentru a înțelege dacă candidații vor fi puși în condiții de concurență egală, cât și pentru a vedea dacă guvernanții își onorează obligațiunile din Planul Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere, dar și prevederile faimoasei foi de parcurs. A treia întrebare este, are guvernarea de gând să adopte norme clare și eficiente de combaterea corupției electorale? Ne-am convins cu toții că guvernarea a refuzat cu înverșunare de două ori să condamne corupția politică. Iar partea corupției politice este corupția electorală. În acest sens, am asistat cu toții la campania de caritate, coșul cu merinde, desfășurată după anunțarea datei alegerilor, sub simbolica Partidului de Guvernământ. A patra întrebare se referă la invitarea misiunii OSCE pe termen lung pentru observarea pregătirii pentru alegeri. În primul rând, o astfel de misiune este absolut necesară pentru a avea o estimare imparțială și calificată a situației preelectorale. Argumente în acest sens există o sumedenie. Doar țara noastră trece printr-o profundă criză politică legată de lipsa aproape totală a încrederii cetățenilor în guvernare și, în general, că această guvernare se poate comporta onest cu proprii cetățeni. Cu atât mai mult, nu poate exista încredere că guvernanții vor și pot să organizeze alegeri libere și corecte. Sondajele doar confirmă acest fapt. De aceea, toate cele menționate mai sus arată că, înaintea începerii campaniei electorale propriu-zise, este important să avem un raport preliminar al unei organizații competente și credibile, cum este OSCE. E necesar să avem o expertiză calificată a legislației, dar și să vedem condițiile de desfășurare a alegerilor. De exemplu, este important să vedem cum poate și dacă poate, în principiu, campania electorală să fie reflectată echidistant în condițiile concentrării excesive a mijloacilor media în mâinile unui singur beneficiar. Mai ales că beneficiarul respectiv este chiar coordonatorul executiv al actualei guvernări. Am vorbit doar despre o parte din întrebările presante, fiindcă ele devin și mai presante după ce chiar coordonatorul actualei guvernări și-a manifestat în public interesul pentru alegerile respective. Acesta este un semnal extrem de important și cu conotații practice exclusive, și am să vă explic de ce. Vă amintiți că acum patru ani, în iunie 2012, a avut loc Congresul Partidului Democrat. La acel congres, adjunctul domnului Marian Lupu, actualul coordonator al guvernării, Vlad Plahatniuc, a promis că va transforma Partidul Democrat în cea mai puternică formațiune din țara noastră. Și s-a ținut de cuvânt. Numai că Partidul Democrat n-a progresat foarte mult în cucerirea simpatiilor cetățenilor. El a continuat să obțină în alegeri un quantum fix de aproximativ 15% plus minus 2-3%. Rezultat confirmat și la alegerile parlamentare din 2014 și cele locale din 2015. Atunci, de unde vine puterea Partidului Democrat dacă numai de la suveran, de la popor, nu vine? Așadar. De ce mai mult de jumătate din deputații adunării populare a Găgăuziei au aderat brusc și concertat la Partidul Democrat, care nu a obținut niciun mandat la alegeri? De ce acum o jumătate de an două treimi din parlamentarii comuniști și o treime din cei peledemiști au procedat exact ca și colegii lor găgăuzi? De ce sute de primari și consilieri au făcut același lucru? De ce? Ce le spune coordonatorul executiv al guvernării acestor demnitari convertiți brusc la Partidul Democrat? Și dacă e convingător cu aceștia, atunci de ce nu vorbește public, la fel de convingător, cu masele largi de cetățeni? Sau secretul este totuși că ceea ce reprezintă coșurile cu merinde pentru cetățenii sărăciți are un echivalent foarte specific în cazul demnitarilor menționați? Dacă e așa, atunci în astfel de condiții cum am putea avea alegeri libere și corecte? Iată întrebarea principală la care societatea urmează să răspundă până la începerea oficială a campaniei electorale. Ne revedem mâine, al vostru domn președinte.